Reprezentanții instituției prefectului Telorman, Consiliul Județean Telorman, Primăriei Municipiului Alexandria, Garnizoanei Alexandria, Episcopiei Alexandriei și Telormanului au organizat astăzi, începând cu ora 10, la Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial, din Municipiul Alexandria, ceremonialul civil, militar și religios, consacrat sărbătorii Zilei Veteranilor de Război. După prezentarea onorului, preoții au oficiat o slujbă religioasă. Sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari oracelor și ai satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Au urmat discursurile reprezentanților autorităților județene și locale. Marcăm astăzi, în avans, Ziua Veteranilor de Război, zi stabilită prin hotărâre de guvern, a fi celebrată pe data de 29 aprilie, atunci când, în anul 1902, regele Carol I a recunoscut pentru prima dată oficial titlul de veteran de război la cererea supraviețuitorilor războiului de independență. Sunt cu fiecare an tot mai puțin. Sunt istoria vie a neamului nostru și a luptei pentru libertate. Sunt părinții sau bunicii noștri. Sunt oameni pe care îi iubim și îi respectăm și cărora le datorăm ceea ce este România astăzi. Sunt luptători pe front, în războaie și acasă, cu nevoile și neajunsurile, cu bolile, cu tirania regimului comunist și povara anilor ce le apasă pe umeri. România sărbătorește anul acesta mai devreme Ziua Veteranilor de Război, care în mod tradițional avea loc în data de 29 aprilie, pentru a lăsa netulburată cea de-a doua zi de Paști și bucuria învierii Mântuitorului. De aceea am ales ca astăzi să îi comemorăm și omagem pe cei pentru care apărarea țării a fost și este crezul suprem, iar acelora dintre dumneavoastră care simțiți la fel ca și ei românește, vă adresez cu cele mai sincere gânduri un mesaj de unitate, fiind una dintre acele zile în care în inima fiecăruia dintre noi se face mai puternic simțită mândria de a fi român prin cinstea celor mai demni și curajoși dintre noi, veterani de război ai neamului nostru. În fiecare an sărbătorim Ziua Veteranilor de Război, zi în care omagiem pe cei care au scris istoria neamului românesc, care au recurs la sacrificii pentru ca noi, astăzi, să putem trăi liber. Cu această ocazie, vreau să vă adresez dumneavoastră, stimați veterani, simboluri reale ale dragostei de țară, cele mai bune gânduri.
Ne plecăm cu respect în fața trecutului dumneavoastră pentru că sunteți cei care și-au pus în pericol viața pentru a apăra valorile naționale, pentru a apăra patria. La eveniment a luat parte și președintele Asociației Veteranilor de Război Telorman, capitan comandor Marin Ștefan. Permiteți-mi să vă aduc salutul camaraderesc din partea generalului de armată Marin Dragnea, președintele Asociației Veteranilor de Război din România, invalid de război, a veteranilor de război, vădurile veteranilor de război, invalizilor de război, la acest aniversar, cu ocazia împlinirii a 29 de ani de la înființarea Asociației Naționale a Veteranilor de Război din România, organizație cu personalitate juridică. Asociația s-a constituit cu scopul de a implementa și apăra drepturile ostașilor români, de la soldat la general, care au luptat și s-au jertfit pentru apărarea, independența și suveranitatea patriei. În prezent, în România, sunt 7.027 de veterani de război, dintre care 103 invalizi de război, 389 văzve de veterani de război, 57.500 văzve de veterani de război, iar în județul nostru situația este următoarea. 114 veterani de război, un invalid de război, 12 văzve de veterani de război, 901 văzve de veterani, în total 1.028 de persoane. Reprezentanții autorităților publice județene și locale, ai filialelor partidelor politice, grupurilor parlamentare, ai serviciilor publice deconcentrate, operatorilor economici, ai sindicatelor și organizațiilor non-guvernamentale, reprezentanții filialelor veteranilor de război, filialei cadrelor militare în rezervă și retragere, ai revoluționarilor au depus coroane și gerbe de flori. Acțiunea s-a încheiat prin momentul mult așteptat de către toți cetățenii prezenți, și anume defilarea personalului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Defilează drapelul de luptă al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Telorman, cu gardă la drapel, o subunitate de militari din cadrul aceleiași instituții și o subunitate din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Telorman.